Data trecută am intrat pe o hartă primită de la prietenul meu Norbi, o hartă care cică cunoaște tot despre mine și am rămas foarte surprins pentru că mi-a știut numele, a știut cum arăt, a știut chiar și ce bluză port și chiar numărul meu de telefon. Ce? Dacă n-ai văzut episodul, recomand să-l vezi, deoarece aceasta este continuarea acelui episod. Harta asta este foarte dubioasă și vreau să găsesc misterul din spatele ei alături de voi. Așa că salutare tuturor și pam pam pam! Momentan zâmbesc, dar sper să zâmbesc și la finalul episodului pentru că mă îngrozește harta asta. Să știți că v-am citit comentariile, mulți ați zis că harta asta este falsă și că prietenul meu Norbi cunoaște aceste informații despre mine și poate el a făcut harta asta în felul acesta și are sens, așa că în episodul acesta mai târziu o să-l întreb pe Norbi dacă el a făcut harta asta sau ce s-a întâmplat mai exact. Dar mi-ați spus în comentarii că cică undeva pe aici, unde e chestia aia de se vede în sus? Încerc să o găsesc, stați un pic. Ați zis că aici a apărut ceva. Și într-adevăr parcă a apăruse ceva când am văzut și eu la editare. Aici! Ci că a apărut aici ceva creatură. Dar acum vreau să stau să mă uit din nou, dacă chiar o să apară. Dar nu o să mai apară, așa-i? A apărut episodul trecut și nu o să mai apară acum, parcă văd. Vai de capul meu. Stați un pic până atunci să iau aici. Așa, am pus ceva mai încolo. Am pus ochelari de vagabond mai încolo. Bun, deci nu apare din păcate creatura asta. O să ne ducem înapoi foarte rapid. Să continuăm la ușa la care am rămas, pentru că am rămas la o ușă misterioasă. Da, deci ultima dată i-am dat numărul meu de telefon și chiar m-a sunat pe videoclip, dar am respins, nu am răspuns pentru că e foarte ciudat. Și să vedem ce e aici. Sunt în camera ta. No, trebuie să vă zic că eu acum mă uit în camera mea. Voi nu vedeți în partea aia, dar eu văd. Și nu se află aici. În schimb, habar n-am unde ar putea fi, gen, n-are niciun sens nimica. Nu înțeleg. Nu știu, fraților, ziceți voi dacă vedeți ceva în camera mea, pentru că eu nu văd nimica, nu știu cine ar putea fi. Dar, în fine, oricum, e foarte dubioasă situația, e foarte dubioasă. Și o să zic aici să plece. Pleacă, am ales drumul de a pleca. Acum, orice spirit ar fi în camera mea, sper că o să plece, sper foarte mult că o să plece. În fine, bun, deci următoarea întrebare este: mă cunoști? Da sau nu? Păi dar nu știu despre cine este vorba, chiar nu înțeleg. Ok, stați un pic, o să-l sun pe prietenul meu Norbi foarte rapid. Ok, fraților, foarte rapid o să sun pe Norbi să-l întreb despre ce este vorba. O să-mi dau jos căștile până atunci. Ok, așteptăm. A, în sfârșit. Norbi, salut! Salut! Mă auzi? Da, ok. Auzi, ce-i cu harta asta pe care ai trimis-o tu? Că nu înțeleg. De unde ai scos-o? Ce hartă? Eu n-am trimis nimic. Harta de Minecraft pe care mi-ai trimis-o, că cică mă cunoaște. Eu nu am trimis nimic. N-am intrat pe Minecraft deja de un an, cred. Dar stai un pic, că... Ce? M-a chemat omul de la pizza, că a zis că a adus pizza greșit, deci mă duc să o bat. No, pa! Ha! Nu, Norbi! No, mi-a închis. Ai de capul meu, mă, ce? Cine a fost? Scrieți în comentarii, cine? Cine își bate joc de mine? Mă cunoști? Nu! Cum naiba să te cunosc? Doamne, fer... Oh, camera asta e diferită! What? Ia gândește-te mai bine. Numele meu începe cu P. Pupi? Nu te cred, nu te cred. Pupi? Pupi era aici. Pupi? Unde-i Pupi? Nu te cred, nu poate fi Pupi. Unde-i Pupi? Mă, ce? O pleca Pupi. Pupi stă aici în fața mea. Voi nu-l vedeți niciodată pe cameră pentru că e gen în fața mea, n-are cum să se vadă, dar el este mereu aici și văd că a dispărut. Nu te cred că iar o posedat Pupi. Deci ultima dată Pupi o posedat în videoclipul acesta, Five Nights at Pupii, o fost groaznic. Și nu te cred. De ce s-ar poseda din nou? N-are niciun sens. Mă, și-s două uși cu semnul întrebării. Ok, o să mă duc pe ușa... ok, m-am dus aici. Exact, eu sunt. Pupi? Nu te cred. Nu te cred. Pe acum are sens de ce a zis că este în camera mea. Dar... nu înțeleg unde se ascunde. Doamne, 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 doamne. Două uși. Camera asta e diferită, care vine? Sunt un virus. Mă, ce? Cum adică un virus? Și uite o ușă roșie. What? Unde duce ușa asta? Oh my god. Vai de capul meu, deci ce mă fac? Ce mă fac, fraților? Pupi o turbat, nu mai înțeleg absolut nimic din ceea ce se întâmplă aici, efectiv. N-are nimic, niciun sens, ok. Ok, o să deschid ușa asta și... What? Wow! Pe unde am ajuns? Am intrat pe ușă și ce... Pupi? Virusul Pupi în Minecraft? Ai picat exact în capcană, tembelule. Deci ce-ți parcurs dacă nu vrei să mori? Oh, ok. Mamă, fraților, ok, deci hai că ar trebui să fie simplu. Dacă fac parcurul acesta, cică, oh, nu, dar mă urmărește. Oi, nu. Deci dacă fac acest parcurs, ia că face și Pupi parcurul. Virusul Pupi face parcurs. Bă, intra Pupi în joc, ești de bun? Doamne, ce skin are. Nu! Uai, unde am ajuns? Mă, ce? Auzi, ne treci dubioasă. What? Cum am ajuns înapoi? Știu că am creativ, dar gen... n-am zburat, cred că m-a adus înapoi Pupi. M-a adus înapoi Pupi? Nu-mi răspunde, e nesimțit. Dar bine, haideți că... Hop, 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 hop. M-am prins, gata. Hop. Ok, asta o să fie greu, fraților. Fu, deci dacă... Ok, n-am voie să pic jos, că Pupi o să-mi vândă numărul de telefon pe internet, ceea ce nu-i de bine. Hop, așa, hai că-s bine. Așa, și... am făcut pauză. Unde e Pupi? Uite-l pe Pupi cum stă acolo. Haide că acum eu... Taci! Dacă fac asta, îmi dai în pace. Nu mă așteptam niciodată că tu ai fi. Nu mă așteptam niciodată. Checkpoint. Da, mă, da, mulțumesc de checkpoint. Na, bine, deci Pupi mi-a întins toată capcana asta. Bă, nu-mi vine să cred. Asta înseamnă că Pupi s-a dat drept Norbi. Uai de cap, mi-am picat jos. Cum pot să ajung înapoi? Hei, Pupi, ajută-mă, du-mă înapoi. Ah, ok, mulțumesc, așa. Doamne, deci asta înseamnă că Pupi s-a dat drept Norbi, trebuie să zic asta, Norbi. Sau nu știu, ce credeți că s-a întâmplat? Scrieți în comentarii părerea voastră. Parcursul ăsta nu e așa de greu, doar că trebuie să fiu foarte atent. Noroc că nu mă omoară dacă fac o greșeală. Wow, uite unde am ajuns. Ce acolo jos? Ok, nu știu dacă să merg acolo jos sau aici sus. Pupi, unde trebuie să mă duc? Unde e Pupi? Uite-l acolo sus cum stă. Mă, ce? Oh, what? Prin ce putere m-a teleportat aici? Ok, felicitări, ai terminat. Atât? Atâta tot? Oh! Felicitări, te-ai descurcat de minune. Revină în 5 zile. Ok, o să revin atunci mai târziu. Mă, ce? Trebuie să vă spun ceva important. Deja am ieșit din Minecraft și mi-am stins camera, dar dacă vă este dor de mine o să pun o poză amuzantă cu mine. Așa, și ce vreau să vă zic este că am descoperit un virus în calculatorul meu. Aparent, Pupi este un virus acum în calculatorul meu și de aici știa el toate informațiile acestea despre mine. Deci, da, o să trebuiască să revin în 5 zile după cum mi-a zis și el la finalul parcurului și nu știu ce se va întâmpla. În schimb, eu vreau să-l distrug și nu știu cum, așa că am nevoie de ideile voastre în comentarii cum ar trebui să-l distrug pe Pupi, el fiind un virus în calculatorul meu pe Minecraft. Aștept ideile voastre în comentarii, haideți să-l distrugem împreună!